studiu pe care l-au făcut cei de la Facebook, care rețin Instagram, WhatsApp, Instagram, cred că știm lucrurile astea, nu mai trebuie să intrăm în detalii. Oamenii ăștia știu tot despre noi și despre comportamentul nostru, absolut tot. Gen, când consumăm cel mai bine content în funcție de momentele zilei. Și au împărțit foarte smart momentele astea ale zilei și tabieturile pe care le-au între ei. On the go, dimineața când te grăbești, te duci la metrou, ești în metrou super grăbit spre muncă. Lean forward, care este contentul pe care l-ai când scap de la birou și când stau când mai ai timp puțin pe desktop și mai stai puțin și pe Facebook. Și lean back, care înseamnă tot ce ține de contentul pe care îl consumi seara, un content care este de cele mai multe ori Netflix sau chestii care sunt mult mai lungi de minim 3 minute. Ei bine, ce recomandă Facebook să folosești ca format în fiecare dintre aceste 3 momente ale zilei, care este singurul format care se regăsește în toate cele 3 momente ale zilei, cred că știți că este foarte simplu, sunt Instagram Stories. Pentru că în partea de lean back, în partea de on the go, nu stai niciodată timp să te uiți la un video foarte lung, pentru că îți intră mail-uri, îți intră alte chestii, ești prins pe toate nebuniile astea. În partea de lean forward, nu ai timp, pentru că iar ți se întâmplă toate lucrurile și o să mai ai timp să te joci puțin cu un carusel maxim, dar la story-uri te poți uita și cam asta ar fi pe partea asta. Ca să îți răspund pe partea de influencer și branded content, să știi că... Eu l-am scandat pentru tine, să nu zici ceva de oricum, asta vreau și noi să spunem și cred că se înțelege lucrul ăsta, că nu poți să comunici efectiv doar prin story-uri sau efectiv doar prin postări de feed. Asta, adică... N-ai cum din punctul ăsta de vedere, dar în momentul ăsta, fiind într-un debate și fiind în echipa care ține cu story-urile, chiar există cele mai multe avantaje de toată partea asta. Cam asta am mai repetat.